Laza 2015. Vreme de dimineață, cețoasă, bunniță, dar încă nu primăvară, februarie. Ar trebui să continuăm cu informațiile, pentru că la Laza sufletul nostru se apleacă și către istorie, Eminescu a trecut pe aici, și către cultură, oamenii ăștia se zbat cât pot, și de ce nu și către prieteni, pentru că ne-a așteptat primarul comunei, domnul... Ce sunteți la bază, economist, profesor? La bază sunt inginer. Domnul inginer Emilian... Agafiță. Agafiță. Agafiță este numele vechi, domnule. Agafiță. Da, este un nume vechi, dar de fapt este un nume transformat. Așa. Din Gafița, pentru că în zona noastră, cu mult timp în urmă, acest nume, de fapt toate numele persoanelor din era a lui Gafița. A lui Vasile, a Vasil, de a urmă. Deci a înseamnă apartenență. Da. Da, apartenență înseamnă și la istoria comunii și la, să zicem, cultura ei. Da. Adică v-am întrebat indirect cine au fost cei de dinaintea dumneavoastră. A lui Gafița cel Mare, a lui Gafița cel Mic. Așa. Da. Lucrurile stau, așa cum a spus, istoria noastră este una frumoasă, dar din păcate că discutam anterior ideea de a o cunoaște, de a ne păstra, să spunem, aceste tradiții și ceea ce... Este foarte important pentru fiecare familie, pentru că, așa să spunem, familia este importantă dacă îi cunoaștem și trecutul și își respectăm, la fel cum și istoria comunei ar trebui să fie cunoscută și respectată de cei care astăzi și în perioada următoare vor trăi în ea. Vedem monografia comunei repede? Noi trăim cu această speranță. Mai devreme anul acesta, să mai trăim. Anul acesta o avem așa prioritate, sperând așa. Ca de ziua comunei, acest lucru, eu îl consider foarte important pentru comuna noastră, monografia comunei, la care se lucrează de mulți ani cu un colectiv de persoane, de oameni din comună, sunt implicate persoane de la toate instituțiile din comună, vorbim de preoți, vorbim de director de școală, de profesori de istorie din comună și nu numai, cu o colaborare foarte bună și cu alte persoane din județ, profesori de istorie în general. Cum i-ați zis la monografie? Monografia comunei Laza. Cartea de rezistență sau cum i-ați zis? Eu consider ca o Biblie, identitate. Ca o Biblie în domeniul istoriei pentru comuna noastră și pe care și civilizație. Domnule primar, să știi că eu n-am de gând să te laud, dar să constat pot. Spre exemplu, Laza este comună cu tentă istorică. Spuneam adineaori de trecerea lui Eminescu. Mamă, ce vă mai împăunați voi cu el? Pe urmă, spuneam de meșteșuguri și la Laza aici se mai păstrează puțin din vechi, din vechile meșteșuguri. Sportul. Păi, acum 50 de ani, recolta Laza era vestită în regiunea Iași. Și așa mai departe. Deci, în mijlocul unor tradiții. Dar ce apreciez eu în mod deosebit, că an de an voi țineți acea sesiune de comunicări cu ziua, de ziua comunei, care vin tot felul de avizați, că asta e esențial până la urmă, și compun, comunică, până la urmă întrețin atmosfera culturală. Ești vinovat de chestia asta? Cu toți suntem vinovați, dumneavoastră și domnul Val și mulți alți colaboratori pe care îi avem, pentru că nu se pot face lucruri frumoase fără să fie implicați și oameni de cultură și oameni care și-au dedicat, să spunem așa, activitatea de-a lungul timpului în domeniul respectiv. Doamne, păi în loc să te gândești că nu s-au arat nu știu câte hectare, nu știu ce, te gândești că nu s-au arat bisericii de aici. Și aceste lucruri sunt importante să administrăm bine comună, dar zic eu că această latură culturală și de spiritualitate ar trebui fiecare dintre noi, mai ales cei care gestionează problemele unei comunități, să le aibă pe ordinea de zi, să spunem așa, pentru că, așa cum am spus, reprezintă stâlpul de temelie al societății și dacă ne uităm istoria, trecutul, nu știu cum vom trăi în viitor. Eminescu zice undeva, și dumneavoastră o să știți unde,
Are o vestită întrebare. Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-au voit acel apus? Și tot el dă răspunsul. Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier a credinței biruință cât a orice cavaler. Pe voi, pe domnia ta, aici la Laza, ce te mână, domnule, pentru istoricul și, hai să zicem aceasta, că dacă ți iese monografia, ai carte de identitate în timp a istoriei Lazei. Carte de identitate a comunii domniei tale. Din păcate, constatăm... Ce te mână în luptă? Asta e răspunsul, da? La asta se mână dorința în special de a lăsa în momentul de față, pentru cei care vor veni, dar și pentru cei care sunt astăzi, un document în care să fie prezentată istoria comună și toate lucrurile care s-au... Istoria și cultura. Și cultura, pentru că va avea și acest capitol de cultură. Sigur, și fiecare, da, și fiecare activitate, să spunem, desfășurată la nivelul comun. Este foarte important ca în prezent să cunoaștem ce a fost și cel mai important este ca și pentru perioada următoare cei care vor veni după noi să aibă acest instrument la mână, pentru că este foarte greu să descoperi ce s-a întâmplat acum 100, 200, 300 de ani în urmă și să pui într-o pagină, în câteva pagini, pentru că această monografie nu poate fi fără un număr strict de pagini. Deci, în sinteză, să poți să pui atâta informații. Ca să închid capitolul ăsta, într-o carte ziceam cum trecutul nu prea mai interesează pe nimeni, dar iată, pe voi vă interesează. Important ar fi să pui la dispoziție celor care vor să știe, pentru că o asemenea carte, până la urmă, se adresează unor spirite mai alese și voi mai întrețineți acest lucru din atâtea și atâtea comune și să ofere soluții sau întrebări pentru viitor. Răspunsuri pentru viitor mai mult. Probabil că n-am greșit dacă ne gândim că voi aici, cam la asta trebuie să vă... gândiți. Așa este și eu zic că deja am pierdut mult timp până acum, dacă n-am reușit să realizăm această carte, această monografie și orice an, să spunem așa, întârziere, ar fi din nou o pagubă mai mare. Oricum aveți materialul, cred că va fi finalizat. Și eu sunt convins că anul acesta, de ziua comunei pe 15 august, vom prezenta... Și noi vom participa. Și noi vom participa. Domnul primar, hai să vorbim cu primarul comunei Laza în prag de primăvară și să facem așa, să deschidem o pagină optimistă în viața noastră de zi cu zi. Iarna n-a fost grea. Ne-au înghețat ei cartofii în noiembrie, decembrie, dar acum a înghețat nu știu care cultură. Dar trebuie să trăim. Dacă mămăligă nu e nimic, nu mai e, nu-i așa? Și atunci, hai să deschidem o pagină de optimism în istoria noastră, a tuturor, că până la urmă, din punctul meu de vedere, primarul este un fel de semănător de credință în biruință. Domnia ta, ești optimist de la mama natură. Deci știu, nu se pune problemă. Hai să semănăm optimismul în rândul celor care ne aud, ne văd, ne citesc. Și ăștia sunt de prin Australia, de prin Germania, de prin Italia, de la Chișinău, că avem semnale pe internet. Tot spuneai, domnia ta, că acum faci și agitații pe net. De ce? Optimist? De ce? Da, sunt optimist pentru faptul că de-a lungul anilor de când sunt la primărie, am reușit... Câte mandate? Al doilea mandat. Așa. Am reușit să fac ceea ce mi-am propus în primul rând. În primul rând mi-am propus să unesc oamenii din această comunitate. Și când vorbesc de unire, vorbesc în sensul de a găsi acele idei, acele obiective, adică să spunem comune. Să vii creativ alături de domnia ta. Alături, nu contează partea. Nu contează. Aici nu facem apologia vreunul partea. Și nu? Nu contează persoana sau instituția unde persoana respectivă lucrează. Bineînțeles, în afară persoana din sat, cetățenul din sat, mă refer în special la instituțiile de la nivelul comunei, care ar trebui oriunde să lucreze pe aceeași idee.
Ideea de dezvoltare a comunei, ideea de transformare în bine, să spunem așa, pentru populație. Asta înseamnă că ai niște proiecte europene? Da. Câte? Și cât? Câte și cât? Noi avem finalizate 6 proiecte în 2 pachete integrate. Până la aceasta, suma totală depășește 2.700.000 de euro. Și sunt aduși. Nu este o sumă extraordinar de mare, dar pentru, dacă am compara-o cu bugetul nostru, reprezintă peste 30 de ani de adunare, să spunem așa, dacă ar fi să plătim din buget. Așa. În condiție să zic că este o sumă importantă pentru noi. Așa. Ceea ce facem acum, iar mă bucură și îmi dă speranță pentru faptul că tot așa împreună cu fiecare instituție, cu cetățenii din comun, am stabilit și pașii pentru anii următori, pentru finanțele care vor veni pe programul național PNDR 2014-2020 și încercăm să aducem toate sumele pe fiecare măsură posibile prin această finanțare. Deci ai o echipă pe lângă primar care se ocupă numai de treaba asta? Nu. Avem în primărie o echipă pentru care gestionează, să spunem, proiectele respective, dar spuneam că avem o colaborare foarte bună cu biserica, cu preoții de la biserică, cu profesorul din școală, cu conducerea școlii. Adică cu mediul intelectual. Corect, cu dispensarul, cu medicul uman. Mai muzeul la Sauca, da, Rădica. Și latura cealaltă, Consiliul Local, cu oamenii care au înțeles de fapt care este menirea noastră, a celor care lucrăm în anumite funcții de conducere, de a promova, de a lămuri cetățenii că o altă soluție nu există pentru a dezvolta comuna și pentru a trăi mai bine cu toții. De unde ai banii pentru muzeul Rodicăi Bulboc? Asta înseamnă niște sume. Și unicitate. Noi n-am cheltuit. Știi că este unic, domnule, e muzeul ăsta? Dacă nu știți, verificat, pentru că v-am spus, noi este unic în cele 4 județe unde călcăm noi. Noi nu vrem să facem competiție din treaba asta. Noi ne-am propus un lucru. Ne-am propus să încercăm, în primul rând, să păstrăm, să promovăm tradițiile locale. Este un lucru, din păcate, trist, faptul că de-a lungul anilor s-au pierdut aceste... Deci este un muzeu școală, ca să înțeleagă toată lumea, cu cursuri, cu exemplificări, cu țesături, cu vrăjituri. Eu aș vrea să nu-i spun muzeu, eu i-am spus un spațiu. Dom'le, e importantă că ați găsit banii, să rămânem clar. Asta spuneam, că nu s-a folosit o sumă importantă de bani în domeniul ăsta. După mine, cel mai important faptul că cei care s-au implicat, între care și doamna Rodica Bulboacă și alții, au făcut lucrul ăsta fără a fi motivați financiar. Să zâmbesc, când am trimis-o pe Rodica Bulboacă la un festival la New York, când vine înapoi, apoi domn profesor ne-a dus acolo și am făcut mămăligă. Și când s-au repezit americanii să mănânci mămăliga cu pâine, ei considerau că este... Sunt, într-adevăr, lucruri frumoase. Un grup de oameni s-au ocupat împreună cu doamna Rodica Bulboacă, de fapt, care a fost și, să zic așa, spiritul viu în acțiune, să adune de la cetățenii din comună care au reacționat foarte bine, adică au dat cu mare drag toate bunurile pe care le aveau, obiectele din gospodăriile lor, pentru a fi depozitate, să spunem așa, și prezentate frumos într-un astfel de, așa zis, muzeu. Stai cam alunecat, cum sunt cu optimismul? De ce optimist? De ce? În primul rând v-am spus că mă bazez pe un sprijin foarte bun din partea comunității, a cetățenilor și a reprezentanții instituțiilor, pentru că, repet, ideea de a merge pe același obiectiv, pe aceleași idei, a funcționat, să spunem așa. Nu putem spune că avem 100%, dar în condițiile când depășim un procent de 80%, 85%, atunci lucrurile stau bine. Sunt optimist de asemenea pentru faptul că am reușit, să spunem așa, până în prezent să atingem anumite lucruri, obiective care ne le-am propus în timp. Am reușit în mare parte, deci avem deja aproape 2 sate cu alimentări cu apă, canalizare într-un sat, avem arterele principale asfaltate și în perioada următoare spuneam că avem deja trasate linii pentru următoarea etapă de dezvoltare. Nu știu, dacă eu mă duc la Sauca sau spre Poiana Alex, nu știu pe unde mă mai duc eu, din
din hrei în ceala noastră, mai agață pe 6 mili. Da, sunt anumite artere, de spuneam, pe în etapa actuală unde acel noroi care ne ducea mari probleme în perioada de primăvară. Gata, l-a stopit în asfalt, cum să zici. Da, domnul primar, ai un colectiv bun, înțeleg, și noi știm asta. Ai nădejde în ziua de mâine din cauza proiectelor, dar nu numai. Lăzenii sunt oameni harnici. Da. Chiar foarte harnici. Industria satului cum este astăzi la voi? În sat, aici e important. E foarte important. Nu s-a dezvoltat extraordinar. N-a fost o explozie, să spunem, de investiții, dar lucru care ne bucură, faptul că pe fiecare domeniu și chiar s-au dezvoltat și folosindu-se de aceste fonduri europene, am reușit să aducem la nivelul comunei diferiți investitori. De exemplu, avem la ora actuală cu terenurile agricole, pe domeniul agricol, trei firme care tot gestionează, e colectivizat. Corect, este un lucru important. Nu s-a mai întâmplat de mulți ani după Revoluție ca tot terenul să fie lucrat la ora actuală. Chiar dacă terenul acesta nu este unul de foarte bună calitate, deci în comună, dar nu avem un teren extraordinar. Deci am pornit cu pământul, cu ceva unități productive. Unități le luăm pe rând. Sunt depozite de materiale foarte utile pentru cei care construiesc și în comună. Și în comunele vecine pentru lucru, acest depozit folosește. Funcționează târgul. Funcționează și târgul. Avem și târgul, care de la fel să aduc toate, tot felul de produse. De asemenea, avem pe producție deja de anul acesta un atelier de croitorie, chiar în centrul satului aici. Așa. Femeile care lucrează la acest atelier au fost, normal, aduse din Vaslui, aici, la punctul domnului confecțiilor. De asemenea, am inițiat și pun mari speranțe într-un atelier de meșteșugării la Sau, ca unde, pe de o parte, noi dorim acum să promovăm meșteșugul în general, dar în același timp să dezvoltăm pentru un proiect cu fonduri europene, cu un partener cu un ONG, cu Origin, să dăm posibilitatea unor persoane să dezvolte o mică afacere în acest domeniu și să creăm locuri de muncă și în felul acesta zic eu că vor avea de câștigat și oamenii din comună, dar și noi comuna, pentru că prin acele produse pe care o să le obținem acolo, noi căutăm să promovăm tradiția locală. Dă Doamne! Anul ăsta cum se arată, domnul primar? Cam fiecare. Și mai bine și mai rău. Ideea este că am reușit anul acesta să aprobăm un buget care este unul echilibrat. Vreau să vă spun că noi de-a lungul anilor am reușit să păstrăm un echilibru între venituri și cheltuieli fără datorii. Ne închidem an de an fără datorii. Asta e semnul. Și anul acesta suntem la fel, avem un procent de peste 30% pe investiții din bugetul nostru și spuneam că am închis bugetul în echilibru fără a avea rate sau, știu eu, în imposibilitatea de a asigura buna funcționare a tuturor activităților și instituțiilor din comună. Din punctul ăsta de vedere, deci numai atât, dacă ne-am uitat, putem fi optimiști. Ceea ce vreau să vă mai spun, faptul că sunt multe proiecte pe care noi ne le propunem în perioada următoare și pe care deja le și începem. Anul acesta vom începe deja, continuăm o lucrare de alimentare cu apă în satul Sauca și vom începe în cel mai scurt timp modernizarea prin asfaltarea unui drum de aproape 2 km. Vedeți, stimați prieteni, trebuie să trag eu concluzia. Optimismul primarului înseamnă colectiv bun în spatele lui, optimismul primarului înseamnă proiecte și proiecte, aprobate, neaprobate, visate. Optimismul primarului înseamnă lumea care își caută de treabă și lăzenii sunt oameni muncitori, din ce știm noi, și nu numai. Și aș zice că pleacă din istorie, adică de când, și nu numai de când e el primar, că doar este născut, crescut aici, ci de mult mai înainte, prin cercetările pe care le-a întreprins, l-am ispitit cu privire la neamurile din trecutul său. Ei, nu ne-a spus el prea mult acum, dar în monografie să-l vedeți cum va fi. Deci, optimist Emilian al nostru, prietenul nostru, și noi dorim decât să promoveze în continuare și să-l vedem, nu știu cum să vă zic, înflorit, ori de câte ori venim aici. Dragă Emile,
să-ți dea Dumnezeu după suflet. Mulțumesc, domnule profesor, și eu vreau să vă spun că vă aștept cu drag totdeauna la Vaza, la orice manifestare culturală, pentru că și dumneavoastră, alături de ceilalți, zic eu că aveți o contribuție deosebită pe acest segment de cultură și foarte important, eu apreciez foarte mult această activitate făcută de persoane. Uite că ai și opera mea, da, da, acolo, da? Le țin aici la, și cu drag mă, le trec prin aceste documente și spuneam că ați făcut împreună cu domnul Val o echipă deosebită și am mai spus-o, o mai spun și acum, faptul că apreciez la dumneavoastră modul de a lucra și de a promova lucrurile bune. Din păcate, în societatea de astăzi, o parte importantă a presiei se axează pe aspectul negativ și zic eu că nu este bine, pentru că în felul acesta ceilalți cetățenii noștri îmbrățișează, să spunem, mai mult aspectul violent, mai mult aspectul ăsta neplăcut, fără să promovăm munca și lucrurile bune care se întâmplă pe oriunde. Nu, ziarul nostru nu are fata goală de la pagina 5, nu are scandal, adică e un ziar echilibrat, premiat, apare de 18 ani, apoi era, e ceva, nu? Dar hai deschid o altă pagină, Coane Emile. Domnule, te-ai învățat la umbra limbii române, la umbra lui Eminescu, da? Cel care își întinde aripile. Scăpam un subiect cumva. Am convenit în discuția anterioară că acest instrument, calculatorul ăsta, este un cumplit atentat la limba română. Am fost de acord. Spuneți-mi cum vedeți dezvoltarea sau existența limbii române în continuare. Să știți că și aici am speranță. Deci omul, primarul, da. Lăzeanul. Indiferent de influențele, să spunem, care apar în prezent, de această tendință de dezvoltare excesivă, spune, în utilizarea internetului, a calculatorului în general, a modul de informare prin această formă, eu consider că timpul o să demonstreze și acest aspect. Oamenii de cultură de astăzi se străduiesc și cu siguranță vor încetini acest aspect, de, în special pentru generația mai tânără, de a își petrece mai mult timp informându-se prin mijlocul internet și mai puțin folosind cartea sau biblioteca. Partea asta virtuală, având și lucruri bune, dar zic eu că un efort comun și apreciez faptul că vă ocupați de acest lucru în domeniul promovării informațiilor scrise va încetini, spuneam, aspectul ăsta. Hai și să, zâmbim un pic. Comunici prin internet cu copiii domniei tale? Nu. Dar cu nevasta? Nu. Nici atâta, nu? Așa. Eu de ce? Vă spun drept. Așa. Și-am transmis și celor care eu am anumite relații de colaborare. Așa. Cel mai bun lucru este când această comunicare se face față la față. Ideea se face bine, cu sufletul, da? Cu sufletul. Sentimentele se transmit altfel. Nu, bine, sunt situații când este nevoie să transmiți un mesaj, să trimiți o anumită informație, anumite documente între instituții, între persoane. Nu e o problemă, dar să comunici zi de zi prin intermediul calculatorului a internetului, nu cred că este un lucru bun. Oamenii nu mai pot trăi așa cum ar trebui sentimente, nu se mai pot privi ochi în ochi, nu mai pot comunica de la suflet la suflet. Da, mulțumesc, Coane Emile.